Înainte să înceapă acest episod, vreau să-i fac o scurtă promovare lui X Edward X. Are un canal cu vreo 7 abonați și cred eu că merită mult mai mult. Aveți canalul în descriere, duceți-vă, dați-i like și tot atacăm-l. Cauți cu această promovare și hai să trecem la episod. Salutare tuturor, eu sunt Alex și bine v-am regăsit cu un Q&A pe acest canal. Nu prea am baterie la telefon și așa că hai să dăm drumul cu prima întrebare. Ce o să te fac când o să fii mare? Tirist. O să ții PC de gaming? Răspund la întrebarea asta aproape în fiecare Q&A. Nu-mi iau, citește descrierea canalului, fac doar jocuri pe telefon. Îți place să faci mai mult gaming sau vlog? Amândouă. Tu faci Q&A din plăcere sau pentru vizualizări și subscriber? Să răspund la întrebări. Ca să mă cunoască lumea mai mult. O să faci într-o zi daily. Vara asta vreau să fac daily vlog. Dacă sunt cu o cameră de filmat, probabil că o să fac. De ce te-ai apucat de vlog? Nu fac vlog, fac și gaming și vlog și scurtmetraje și skate-uri și toate astea. Mai bine zis de ce m-am apucat de YouTube. M-am apucat când mie îmi plăcea să editez de mult timp. Da, am avut oportunitate de asta că știu să editez, știu să filmez, știu să vorbesc destul de bine și am zis că de ce nu. Și mulți au fost o inspirație pentru mine, gen Rafael, Chiașa Smenta. De ce ești așa de mic și e bătaie de la tot? Nu știu de ce e mic, dar faza cu bătaia trebuie să vă explic. Ăștia care vor bătaie sunt ceva nivel clasa 8. Cine se iau ăștia de 8-a? A 5-a, 6-a. A 7-a, dar dintre a 7-a se iau doar de cei mai slabi. Faza cu bătaia, ăla care știi să bat mai bine, pentru mine ăla care e mai cioban. Și ăștia care vor bătaie, să tragi de bătaie, ca musca de treci, mergi un pic așa, îl atingi umărul foarte puțin, ăla începe, scandalul, bătăi, dă-i cu pare. Și pentru mine, vreau să mă bat cineva. Și era dintre a 8-a, și ca să mă bat pe mine, eu mai adus 3 de a 8-a. 3 de aia mare, așa că tuș, doar să mă prindă pe mine. Și tot n-a reușit, deci m-am prins, m-am dat și-a plecat. Pe câte ziua ta, 15 iulie? Câți abonați ai? 130. Ce-ți dorești să aducă Moș Crăciun? O cameră de filmat. De ce? Nu știu! Cum te cheamă? Nu știu! De ce nu joci Dragon Hills? Dacă vreți să joc, când o să începe să fie așa de cringe? Nu știu! Câți abonați crezi că vei avea până la sfârșitul anului? Probabil 140, cred, da, nu știu, abar n-am. Fă un rap battle. Aș face rap battle, dar n-am instrumental și green screen. Dacă aș face un rap battle, ar trebui să lucrez la el 2 săptămâni sau chiar o lună. Ca să ce, să fie apreciat cum majoritatea videoclipurile mele sunt city și nu prind așa de mult la public. Și prin care asta vreau să vă spun ceva. Eu dacă nu fac, dacă fac 10 like-uri la videoclipul ăsta, pun încă unul de gaming, cum ar veni. Dacă la ăla de gaming fac 10 like-uri, mai pun unul. Și dacă nu strâng 10 like-uri, nu mai pun video pe în ziua aia sau 20. Deci când face, pentru stau o grămadă să încerc un video, chiar dacă e 2 minute, ca să fie apreciat de mine, de Lică și de Bogdan. Serios, asta e comunitatea la voi. Și voiam să mă lăs, dar vă zic că dacă nu fac 10 like-uri la video ăsta, nu mai postez pe următorul. Și dacă mai pun un video de gaming și nu fac 10 like-uri, n-ați mai pun nici vlog, nici gaming, nici nimic. Nu știu, faceți cum vreți. Asta mi-a arătat că dacă voi mă apreciați pe mine, că văd din 130 de oameni, doar 5 mă apreciază. Sau maxim 10, așa. Câți bani primeai pe canal de bolțari? Nu știu, tu să-mi spui. Free Battle Challenge, un alt episod o să fac. O să faci provocări nebune vreodată? Nu! 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 Ce faci? Ți-e dor de mine? Evident. Bun, astea au fost întrebările de pe Facebook, acum hai să vedem și întrebările de pe YouTube. Acum voi citi întrebările lăsate de voi pe YouTube și hai să dăm drum. Ai avut vreodată iubită, nu minți, că mă dezabonez. Am avut o iubită, da. Coca-Cola sau Sprite? Coca-Cola. Ce alegi, Stranded Deep sau The Forest? Eu am avut Stranded Deep, dar The Forest mi se pare mai șmecher, dar cu update-urile care s-au pus deasupra jocului Stranded Deep, accept, adică nu accept, spun că Stranded Deep îmi place mai mult. Vei face daily vlog? Am mai spus, dacă să-mi iau o cameră, probabil că vara asta vei face. Nu știu dacă s-a observat, dar mi-am pus o căciulă de Moș Crăciun, ca să fim așa mai în spiritul Crăciunului. Downhill vara sau să ai GT5? Downhill vara, pentru că e o experiență mult mai faină față de GT5.
Aceste comentarii sunt scrise de Cristi. Bun descant cu acest episod, oameni buni. Astea au fost întrebările lăsate de voi. Sper să vă fi plăcut. Nu uitați că la 10 like-uri voi mai posta încă un videoclip. Și da, până data viitoare, numai bine. Pa, pa!